să avem onoarea să îl ascultăm pe marele pictor Traian Nica. Spuneți-ne câteva cuvinte despre acest eveniment minunat din seara aceasta de la Ibi. Asta este o expoziție de grup, adică din Republica Moldova și România. Sunt foarte bun pictorată, excepțiunea a șasea, adică anul ăsta de șase ori a fost până acum această expoziție, a fost și anul trecut, adică fiecare toamnă se face această frumoasă expoziție cu artiști din Republica Moldova și România. Toate lucrările sunt foarte frumoase, astea începând cu lucrările lui Vitalie Budescu și mulți alții, adică ce să zic, adică Irina Ciobanu, Gheorghe Sfariș, care este pictor, dar este și colectar cu toată ce face tot pe recondiționat de tablouri de astea, un mare pictor și astea. Îți faci să vă spun, expoziția e foarte frumoasă, altceva ce să vă mai spun. Spuneți-ne ceva despre pictura dumneavoastră. Despre pictura mea. Cine nu știe, în 2019 i-am oferit Papei Francisc un portret. Frumos! Eu și cu fostul student al lui Corneliu Pava, m-am luat să vă zic mai târziu, așa, ce să vă zic dumneavoastră, am pentru Comuna Ștefan cel Mare s-a născut eu, am donat peste 500 de lucrări, acum 5 ani de zile, am donații către Ambasada Franței, Ambasada Americii. Frumos! Băi, dumneavoastră vă încadrați în acest deziderat al meu pentru că, în care spun că scriitorii și pictorii din România trebuie să invadeze spațiul internațional. Corect. Păi am lucrări și apară, sunt toate diferite țări, adică am în Olanda, am în Spania, am în Belgia, în New York, Statele Unite, am lucrări date. Și cadouri și astea. Da, vă mulțumesc foarte mult, eu chiar mă bucur foarte mult că v-am întâlnit. Eu și mai întâlnim și la alte... Da, cu alte ocazii și la alte evenimente. Respectul, vă invit eu de pentru voi care vine, este la Profart, dacă puteți veni, doar e pe Bagheru. O să văd. Da, vă mulțumesc. Cu respectul, mai bine, să rămâi.